Lovitura majoră pentru Victor Orban. Ungaria este în corzi. Țările grupului de la Visegrad Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia, 5-4, s-au confruntat întotdeauna din cauza faptului că cele patru țări gândesc diferit despre politica estică. Războiul din Ucraina a complicat acum și mai mult situația în interiorul acestui grup, scriu jurnaliștii de la Maghiar Nemzet. Numai că 5-4 nu este o organizație geopolitică nu a fost înființat pentru acest scop, ci pentru a reprezenta în comun interesele Europei centrale la dezbaterile care au loc în cadrul UE, fie că este vorba de probleme economice, fie că este vorba de chestiuni legate de scara de valori. 5.4 își va îndeplini și în viitor misiunea sa inițială, în In acest domeniu nu există nicio diferență de opinie, a declarat premierul Victor Orban, într-un interviu acordat înainte de alegeri ziarului ungar Magyar Nemzet. La o conferință de presă internațională care a avut loc după alegerile parlamentare din 3 aprilie, Victor Orban a trebuit să dea explicații în legătură cu provocările care îngreunează cooperarea țărilor grupului de la Visegrad. Cum tratează Ungaria și Polonia războiul din Ucraina? premierul a recunoscut atunci că neînțelegerile privind războiul din Ucraina îngreunează relațiile ungaro-poloneze. Dar acestea nu sunt importante, deoarece relațiile de cooperare ungaro-poloneze, respectiv între țările grupului de la Visegrad, nu sunt specifice unei alianțe geopolitice, 5-4 fiind creat pentru a avea o politică externă comună. În timp ce Ungaria vrea să rămână în afara acestui conflict și, asemănător altor țări membre ale UE, nu sprijină sancțiunile asupra surselor de energie rusești. Polonia transportă arme Ucrainei și urmărește izolarea economică completă a Rusiei. Jaroslau Kaczynski, președintele principalului partid polonez de guvernământ, Lege și justiție, nu și-a ascuns frustrarea sa față de guvernul ungar, spunând că se așteaptă la asumarea unui rol mai mare din partea Ungariei. În același timp, Kaczynski a subliniat că Victor Orban nu și-a dezamăgit niciodată partenerii polonezi pe scena Uniunii Europene, că Polonia nu își va rupe relațiile cu Ungaria în niciun fel și va continua și cooperarea 5-4. Războiul din Ucraina se va termina odată, însă forța motrice a cooperării dintre țările grupului de la Visegrad va rămâne, a declarat pentru ziarul magiar Nemzet analistul conservator ceh Roman Jo, șef al Institutului Civic din Praga, care a luat cuvântul la o conferință care a fost organizată marți, la Budapesta, de Danube Institute despre 5-4.